Cu toate că suntem în anul 2021, CFR-ul se pare că nu a evoluat deloc, iar întârzierile sunt tot mai frecvente. Mersul cu trenul nu mai este o plăcere și nici nu oferă o siguranță, din contră, cauzează teamă și incertitudine. În loc să progresăm, rețeaua feroviară se degradează continuu. Întârzierile și defectele locomotivelor sau ale vagoanelor sunt la ordinea zilei. Călătorii nu mai au încredere că pot ajunge la timp la destinația dorită, iar condițiile lasă de dorit. E o părere foarte proastă, pentru că omul plătește biletul, poate are o urgență, e bolnav sau să și nu-i corect ca să plătesc să Trebuia până acum să fi modernizat căile ferate, că de ani, de zile, de 30 de ani, tot ce spunea pe la televiziune, că a băgat în infrastructură, că a făcut, că au deschis încolo banii, i-au furat, i-au... i și ce să mai... E. Hoție la drumul mare, peste tot. Peste tot e hoție la drumul mare. Nu-i corect, nu-i corect. Omul plătește sau eu, dacă am pensionat, am foi de drum să mă duc, mă duc la un doctor în Timișoara, în București, pe păcat să stau câte două, trei ore în ziere. Nu-i corect. Asta e, asta e România. Pe lângă faptul că o călătorie cu trenul durează foarte mult, o locomotivă se poate defecta în orice moment, ceea ce este extrem de neplăcut pentru călătorii. Este îngrozitor că în secolul 21 pot avea loc asemenea întârzieri. Părerea mea e... spus într-un cuvânt așa, dacă suntem nu numai feroviari și aviati, nu vedeți ce aeroporturi închise și destinații care nu se circulă, nu se... Târzirile se fac din cauza șinelor și a traverselor care nu s-au făcut bine, special pe balata când covară merg cu restricție că s au lăsat și terenul și șina și ala schimbate traversele în beton și nu în de lemn și trenuri degradate, uzate, ce să... Așa sunt, sunt îmbătrânite toate. mi se pare ceva normal. 100 de minute? Până la cum merg lucrurile în țara asta, ar trebui să-mi târzi trei zile. Pe cuvânt, ce e 100 de minute? E foarte bine. În România merge. Merge orice. Mi se pare mult? Nu. No. Trebuia trei zile. Dacă ne luăm după... Mergem cu mașina până la București și dacă mă iau după indicatoare, trebuie să fac cam vreo două zile jumate. 40, 30, 50, 20 și ajungem în vreo două zile la București. În țara asta merge totul cu curul sus. Mersul cu trenul se va diminua din ce în ce mai mult dacă nu se vor lua măsuri pentru modernizarea rețelei feroviare. Cetățenii își doresc să ajungă în timp util la destinații și în cele mai sigure condiții.